Paul, cum crezi că va fi meciul de sâmbătă cu ASEA Târgu Mureș? Va fi un meci dificil. Au o echipă foarte experimentată, cu jucători cu mulți ani și multe jocuri în Liga 1, cu care au fost și campioni. Însă pentru noi va fi un meci de tot sau nimic, așa că mergem cu gândul doar la victorie. Ultimul meci acasă a fost un succes clar, 4-0 cu Oțelul. Puteți repeta acel joc bun și un rezultat, dacă nu chiar la fel, apropiat? Sincer, eu sper să reușim să obținem toate cele 3 puncte, indiferent de cum va fi jocul. Mă gândesc doar asupra celor 3 puncte și bine, vă dați seama că ne dorim să facem și un meci bun, pentru că urmează o perioadă dificilă și sperăm să creștem de la meci la meci. Și, dar cel mai important este să obținem cele 3 puncte, indiferent de joc. Oameni de puncte și determinarea trebuie să fie aturile voastre, nu? Da, așa e, într-adevăr. Aceste două principii trebuie să mergem. Te-a surprins Târgu Mureș în acest sezon prin parcursul bun pe care l-au avut sau au destui jucători experimentați care i-au ajutat să ajungă în această postură? De invidiat, până la urmă, pentru o echipă nou promovată. Sincer, nu m-a surprins, chiar dacă este nou promovată. Ei au făcut niște transferuri foarte bune, au adus niște jucători cu experiență, așa că n-a contat faptul că este nou promovată. Ce să zic, au avut un parcurs foarte bun, însă noi sperăm să-i oprim și să începem noi să avem un parcurs foarte bun, să începem să ligăm victorii, pentru că doar asta ne poate salva, ne poate scoate din zona aceasta pe care nu ne place. Absența lui Răduț poate fi suplinită de forța grupului? Sperăm, indiferent de cine va lipsi, să suplinim. Într-adevăr, Mihai era un jucător foarte important pentru noi și îl așteptăm cât mai curând, atât cât pe el, cât și pe Parascheva, să alături de noi. Ce mesaj ai pentru suport înainte acestei partide importante? Să fie alături de noi, să ne încurajeze și promite că vă da totul pentru a obține toate cele 3 puncte și sperăm să și reușim.